dăm citire sau? Nu. Dacă cineva are de adăugat, rog să dați propunere. Bine. Dați atunci să o primim ca bază și apoi cu, revenim cu completări. Cine pentru aceea să primim ca bază ordine de zi, rog să votați. Domnul președinte, eu cu propunere. Apoi după ce o primiți ca bază, să zic. Nu, dar nu mergi cu vorba la bază. Nu mergi cu bază, dar mergi cu la ordine de zi. Eu de acum am rugat să votați pentru ordine de zi și după Stăian vă dau cuvânt. Care propus corect? Rog, care este pentru ce exprimăm ca bază ordine de zi care o avem în fața noastră? Vă rog frumos, ridicați mâinile mai sus, pot număra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cine s-a abținut? 5, 6. Eu văd. 6. Cine este contra? 6, 12. Și acum rog să adăugați la... Da, domnul președinte, stimați consilieri, înainte de începe sesiunea de propriu-zise, vin cu o propunere față a Consiliului ce ține de respectarea legii privind la administrația publică locală. Mă refer la articolul 16.3 și articolul 17.3 privind transparența